Ciao! Salut! Unde am fost? În Egipt! Și am mers cu avionul. Da. Și aici ai făcut scufundări în marea? De Marea ce? Marea. Cum mi se numește marea din Egipt? Marea Roșie. Exact, aici ce ai notat în Marea Roșie. Am stat la un resort unde am avut și o plajă foarte faină. Și m-a dat pe leagă în Și a fost și un, topogan. da, un aquapark. Aici am încercat împreună să ne dăm. Da. A fost puțin ciudat când ne-au zguduit în toate direcțiile. Da. La curba asta, prieteni. Da, acolo, acolo a Nu fost. aici, aici. Da, am crezut că zburăm afară, dar n-am zburat. Dar ne-am răsturnat puțin după aia. Da. Erau și câteva piscine foarte faine. Da. Și cum ți s-a părut acolo? A fost cald? Da, era cald acolo, foarte cald. Și am făcut și o excursie cu un vapor care avea, Jos sticla. da, avea fundul din sticlă făcut, ca să putem vedea coralii, Da, deoarece și Marea pești. Roșie are mulți corali și pești colorați, așa? Da, pești colorați. Așa se vedea. Exact, de ce mulți pești veneau acolo. Wow. Dar ca să fim mai aproape de ei, Ne-am dus în apă. exact, am sărit în apă și ne-am uitat la pești. Acolo, în mijlocul mării. Da. Ce bine că nu au fost rechini, așa-i? Da. Dar acolo mi s-a părut mai rece apa. Da. Pentru că la noi, la hotel, era apa mai caldă, că era mai mică și aici era destul de mare. Uite ce adânc era apa. Da. Și erau mulți pești. Și asta este deja la noi la hotel, că și acolo aveam pești foarte frumoși. Asta a zis că era un pește banan, poate Așa chiar era. semăna, nu știu, dar era foarte frumos. Deci a zis că Da. luminau petele pe el. Și aici ce ai făcut? Am sărit de pe ponton. Da. Era fain când era apa mai mare, că puteai să sari. Da. Și erau și multe plante marine. Și Da, de multe și culori. ce mai văzut? Și niște stele de mare, ce mai Da. erau arici de mare. Da. Și uite, asta era peștele meu preferat, asta cu Pește albastru. papagal. Nu știu dacă era papagal, dar mie mi-a plăcut de el cel mai mult. Ce culori Nu, frumoase nu-i avea. pește papagal ăla. Da? Da. Poate, nu știu, nu sunt sigur. Care cioc. Și mai erau și niște pești mici, negri, care Muscau. da, nu mușcau de fapt, își apărau teritoriul. Și dacă te apropiai, vineau spre tine și fugeau. Și pe alți pești, ai dreptate. Tot așa. Dacă se apropia alt pește, mergea imediat să-l piște puțin. Aici făceam scufundări. Și O, ce a dat? în fiecare seară aveam spectacol, așa-i? Da. Și făceam și dansuri foarte faine și cântau foarte bine. Da. Cum îl chema pe solist? Diego. Exact, și era din... Mexic. Exact, din Mexic era. Și apoi am fost într-o excursie mai lungă. Zici că era un templu, dar că era o Era o biserică. biserică, am fost în Cairo. Și am fost aici la o biserică, de fapt în două biserici am fost. Da. Și ne-am plimbat și pe niște străduțe înguste și foarte drăguțe. Zici că și era făcut așa tot din lut. A, piatra e asta. A, da, din piatră e scurtat. Și apoi ne-am plimbat Cu pe... barcă, pe lin. pe Nil. Pe lin. Nu pe Lin, tati. Ai făcut o anagramă, nu? Da.
Da, era frumos cu barca pe Nil. Îmi vine și mie să spun Lin acum, nu știu de ce. Și astea erau niște vapoare vechi din alea cu care se făceau croazieră, cred, așa? Da. Unde era și hotel și restaurant. Mare de tot. De erau foarte mari, mi-au plăcut mult astea. Și erau unele noi și unele mai vechi. Și apoi am fost la o fabrică de papirus, nu? Da, papirus. Și aici arăta cum se făcea pe vremuri, cum se fac de fapt și astăzi în fabrică. Uite-te, și tu ai pus mâna pe planta de papirus. Și după aceea am mers unde? La piramidă. Exact, am fost la piramide. Și cum ți s-au părut? Vai. Mari, așa-i? Da. Erau mari și era multă lume, dar a fost frumos și lângă erau și mici temple. Am fost și pe aici și aici am avut ocazia să punem mâna pe... Din astea. Cum le cheamă? Am uitat. Hieroglife. Hieroglife, da. Da, îți dai seama, astea au fost acum mii de ani sculptate în piatră. Și noi am pus mâna pe ele. Da. E ceva deosebit. Și acolo era Horus, nu? Da. Și aici a fost cald. Da. Da, da. Peste tot a fost cald, exact. Da, uite, eram protejați pe cap să nu ne bată soarele în cap, deoarece putea să ni se facă rău după aceea, nu? Da. Izolație. Și am urcat și pe piramidă. Era o bucată pe care puteam să urcăm. Și pietrele așa frumoase erau. Și mari. Mari. Da, foarte mari. Dar era numai o porțiune pe care puteai să urci și după aia coboram când am ajuns în capăt. Deci se vede orașul. Ne-am dus cu foarte aproape de fapt de piramide. Da. Dus, mai da. Departe să vedem de la distanță piramidele, doar ce era foarte cald și distanța destul de lungă. Da. Și după aia am mers la Sfinx. Exact, am dus și Sfinxul. Care era foarte drăguț, așa-i? Exact. Uite aici, din autocar, cum se vede. E destul de mare. Da. Adică, e cât de mic. Da, capul mi se pare cam mic față de restul corpului. Dar în rest arată foarte fain. E șmecher. Și mi-a plăcut și coada, care și coada. Pentru că n-ai un corp de... Nu de leu, tati. Nu-i puma, este un leu. Apoi am fost iar la spectacol și aici a făcut ceva cu... Cum să vezi? Era un fel de fustă din asta de dans specific Egiptului și avea pe el niște LED-uri puse și pe aia sfârșit a făcut un fel de show din asta așa luminos de jonglerie, nu? Da. Și asta era acolo în curtea hotelului, care era cu multă verdeață. Și după a mâncat. Da, niște dulciuri. Chiar pe malul mării. Îți plăcea acolo, nu? La restaurantul ăla. Și aici te relaxai la umbră în restaurant. Și m-am dat pe el. Din nou. Deoarece era la umbră și acolo era fain că... Aveam și înghețată și aici. Am dat picioare. Da, cred că încercai să faci o schemă. E-e. Nu? E-e. Ia să vedem. Sau? Mă pregăteam. Și schema ai făcut-o. Ați luat și subscribe. Pa, pa! Ciao, ciao!